Coreea de Nord se confruntă în prezent sub conducerea dictatorului Kim Jong-un cu una din cele mai mari crize alimentare din istorie, care o poate depăși chiar și pe cea care a declanșat teribila foamete din anii 1990. În acest moment, pentru nord-coreeni, mâncarea este atât de greu de găsit ori procurat, încât unii oameni au murit efectiv de foame. Regimul nord-corean a închis granițele încă din 2020, odată cu declanșarea crizei coronavirusului, măsură ce a dus la tăierea unor linii vitale de aprovizionare pentru această țară. Localnicii au mărturisit că de la închiderea frontierelor se tem că vor muri de foame, o vor fi executați în timp ce vor încerca să facă rost ilegal de hrană. O tragedie devastatoare se desfășoară acum sub ochii noștri, a declarat liderul Organizației Libertate în Coreea de Nord. Autoritățile nord-coreene nu au reușit niciodată să producă suficientă hrană pentru populația de 26 de milioane de persoane. Odată cu închiderea granițelor în 2020, au fost oprite și importuri de cereale, îngrășăminte chimice, ori utilaje agricole din China. Grănicierii nord-coreeni au ordin să împuște pe oricine încearcă să treacă granița, ceea ce face dificilă inclusiv contrabanda cu produse alimentare. Conform unui comerciant local, aproape 3 sferturi din produsele existente în piețele din nordul țării proveneau din China. Acum piețele sunt goale. Liderul nord-corean a spus în trecut că țara se confruntă cu cea mai gravă situație de până acum. Din cauza pandemiei de coronavirus, sancțiunile americane, ori a dezastrelor naturale, însă aceasta a fost prima oară când a comparat situația actuală cu tragedia din perioada 1994-1998, relatează Digi24.ro.